Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu sunt astăzi la Tribuna Polisportivă. Invitat este domnul profesor Dan Zenobiu Ionescu, este șeful Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Politehnica. Este de asemenea vicepreședinte al ASE Politehnica Timișoara, este asociația care se ocupă de sportul universitar. Este de asemenea fost basketbalist de mare performanță, emblematic pentru Elba Timișoara, cum se numea în trecut echipa orașului nostru, și, nu în cele din urmă, președintele noii secții de basket feminin de la CSU Politehnica, secție care tocmai a debutat, echipa secției a debutat recent în campionatul național de junioare Under 18. Vom vorbi despre basket feminin în această emisiune. Domnule profesor, bine ați revenit după vreun an în această emisiune. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor postului dumneavoastră. În toamna anului trecut, pe la început de septembrie, s-a înființat oficial, de fapt s-a reînființat, pentru că e o discuție cu... A mai existat în trecut o echipă cu numele CS Politehnica în basketul feminin timișorean sau Știința Timișoara, mă rog. Deci după mulți ani s-a reînființat echipa Politehnicii la basket feminin. Dumneavoastră, evident, ați fost promotorul sau printre promotorii acestui lucru, pentru că știm cu toții, timp de mai mulți ani de zile, echipa de senioare a Timișoarei la basket fete s-a numit Danzio, după cele două prenume ale dumneavoastră. Da. Și a fost susținută, inclusiv financiar, nu? prin managementul dumneavoastră. Așadar, este un sport readus la matcă, să zic așa, în cadrul Universității Politehnica, și vreau să discutăm despre acest lucru. Fără nicio problemă. Într-adevăr, aveți dreptate, sunt printre promotorii. Nu pot să spun că eu am avut cel mai mare lobby pentru crearea acestei echipe. Meritele cele mai multe cred că trebuie să le primească domnul director Adrian Tal, domnul director a clubului CSU Politehnica, și bineînțeles, nu în ultimul rând, domnul rector Viorel Șerban la vremea respectivă, care și dânsul a fost un promotor a acestei echipe, iar semnătura finală a actualului rector, domnul Drăgan. Da. Da. Ați luat-o de la, nu de la zero, desigur, dar din campionatul de juniori. Adică echipă de senioare vom avea peste câțiva ani, în funcție de evoluția situației. Aceste fete, evident, vor crește. Ați început cu acest campionat Under 18, campionatul de junioare mari, să zic așa. Eu nu știu exact cum se numesc în basket aceste categorii. Da, campionatul național de juniori Under 18. Da, există și Under 16? Există și Under 16, există și Under 14, da, și Under 13. Under 20, da. Nu. Este și Under 20. Under 20. Da, da, da. Da. Însă fetele noastre încă sunt prea tinere pentru a juca o ligă superioară. Aici mă refer la Under 20, Divizia B sau chiar Divizia. Ulterior, Divizia B s-a și desființat. Așa cum... S-a și desființat? Există doar Divizia A la senior, da, și atât? Unde vorbim despre campionatul de fete, că aici am mai multe cunoștințe. La băieți nu mă pricep. Da. Și așa cum spunea și dumneavoastră, această echipă, hai să spunem că nu a pornit tocmai de la zero, pentru că clubul nostru are o colaborare foarte bună cu asociația Banatica. Este un fel de fundație aceasta. Da, este o fundație și pe înțelesul tuturor, așa cum echipa de fotbal Dragă Nouă, ASU Politehnica, are pe lângă ei asociația Drucherie, așa la basket există asociația Banatica. Fondatorii acestei asociații sunt domnii Chevereșan Joca, un binecunoscut om de sport. Exact, și domnul Negru Tiberiu. Da. Din lotul acesta, știu că marea majoritate a fetelor sunt mai tinere cu 2-3 ani decât limita de vârstă
Under da, 18. Deci ne-am înscris la Under 18 ca să avem, eu știu, o linie de unde să plecăm. Majoritatea fetelor noastre sunt născute între 2004 și 2006. Deci încă la anul mai putem fi să participăm tot la campionatul de Under 18. Ce va fi în continuare depinde doar de ele și de antrenori, de cei care ne sprijină. Echipa a debutat efectiv pe parchet, să zic așa, la începutul acestui an. Au fost niște meciuri amicale, dar meciuri oficiale la începutul lunii martie, în sala Constantin Jude, a avut loc primul turneu din cadrul grupei C a campionatului național Under 18. Au fost 3 echipe participante. Poli a jucat de 2 ori cu fiecare dintre adversare, cu CSC Bega Timișoara, înțeleg că se și conturează o rivalitate aici pe plan local, și cu cele de la Crișul Oradea. Da, probabil lumea nu va înțelege de ce au fost numai 3 echipe. În prima fază, acest campionat se dispută după criterii geografice. Iar, sunt mai multe grupe, da. Sunt mai multe grupe, iar în primul turneu, cele 3 echipe de care ați amintit au participat. În ceea ce privește, cum spuneți dumneavoastră, rivalitatea cu clubul Bega Timișoara, în opinia mea nu cred că este o rivalitate, pentru că în cum să spunem, proiectele noastre de durată, noi dorim să avem o colaborare bună cu școala sportivă, pentru că noi ne dorim o echipă de senioare, iar școala sportivă dorim să fie o pepinieră. Nu, eu mă refeream la o rivalitate, da. Desigur, în plan sportiv. În plan sportiv, absolut. Atât, da. Sigur atât. Că da, ar fi și culmea să fie altfel. Da, și dacă e să ne gândim la un obiectiv pe termen scurt, pot să spun că mă bucur că am putut să fim o alternativă a școlii sportive, pentru că până anul acesta școala sportivă a deținut monopolul basketului feminin la nivel de junioare. Da. Și atunci noi, prin crearea acestui club, am devenit o alternativă. Dacă școala sportivă a strâns cele mai bune jucătoare din oraș, noi am făcut un pas înainte și am spus că dorim să strângem cele mai bune jucătoare din zonă. Și astfel avem jucătoare de la Lugoș, de la Arad, de la Satu Mare, chiar și de la Baia Mare. Senzațional! Deja ți-a adus jucătoare de la Satu Mare și Baia Mare. Da. Faptul că am și câștigat este meritul fetelor, meritul antrenorilor, dar, așa cum spuneam, nu există o rivalitate. Noi ne dorim această colaborare și de ce nu pe viitor să avem și un cuplu de antrenori care să fie din ambele părți. Vorbesc la echipele de seniore. De echipa da, de seniore. Să spunem că în acel prim turneu Politehnic, CSU Politehnica a câștigat ambele meciuri cu CSC Bega Timișoara, iar cu fetele de la Crișul Oradea, un meci a fost câștigat, chiar la scor, unul a fost pierdut. Așadar, după primul turneu, Poli este chiar liderul grupei C. Mai sunt și alte echipe în această grupă care vor juca ulterior? Nu, acum urmează primele 2 din acest turneu se califică mai departe. Un turneu zonal, regional? Sau da, și vom avea alt turneu cu o echipă din Cluj, din Satu Mare, Oradea care a plecat cu noi din grupă și deci turneul 2 va fi un pic mai, dintr-o zonă mai largă decât primul turneu. Da. Un sistem de calificare destul de, hai să spunem... Complicat. Nu complicat, dar care nu s-a mai folosit până acum. Da, este folosit, desigur, în condițiile acestei pandemii. Din acest motiv, campionatul a început abia acum, în luna martie, în loc să înceapă, cum era normal, în toamna anului trecut. Da. Sigur că da. Legat de acest turneu pot să spun că am avut și mulțumiri. Hai să spunem,
Nu atât din punct de vedere a rezultatului. Desigur, ne mulțumește rezultatul că am terminat pe locul întâi, dar disputarea lui a fost, din punctul nostru de vedere, a fost anevoioasă. Sau am avut greutăți în stabilirea unui lot de jucătoare, pentru că a dat Molly Mash în lotul nostru de jucătoare. Am avut două jucătoare pozitive. Infectate, infectate cu acest virus. Și au fost chiar jucătoare din 5 de bază. Am mai avut o jucătoare care s-a accidentat chiar la încălzirea primului meci, deci pot să spun că trei jucătoare de bază, ca să nu spun din primii 5, au lipsit. Dar mulțumirea mea este că în lipsa acestor jucătoare au reieșit un alt grup de jucătoare care au dus greul acestei competiții, acestui turneu, ele fiind și principalele marcatoare. Aici mă refer la Calapiș, la Negru, la Mândruț, la Cașefi. Nu trebuie să uităm evoluțiile jucătoarei Drăgușanu, Timotiti, Fărcășan, Visu. Deci au fost un nucleu de jucătoare care exact în momentele grele au putut să facă un salt și să fie evidențiate. Da, pe Ana Maria Calapis, Tania Cașefi și Ana Fărcășan chiar le-au putut vedea telespectatorii noștri după acel turneu, la vremea respectivă, într-un jurnal de știri la Teleuniversitatea, într-un scurt interviu cu fiecare, inclusiv imagini de la meciuri. Antrenorii. Principal este Radenko Toroman, un sârb din Banatul Sârbesc. Da, din de pe lângă Chichinda. Da. Dar un om pe care noi îl știm de mai mulți exact, ani în basketul timișorean. El ca și naționalitate este român, dar el este, adică sârb, el este român, pentru că locuiește în Timișoara de foarte mulți ani, este căsătorit cu o fostă jucătoare de basket. Cu cine? Corina Moroșan. A fost jucătoare chiar și la Danzio. La Danzio, da. Deci, nu pot să zic că imediat antrenor străin din prima. Nu, el este local. De al casei. Da, de al casei, ca să spun așa. Și aducerea lui nu a fost așa peste noapte. El a mai lucrat cu aceste fete și în anii trecuți pe parte de individualizare. Fetele l-au cunoscut. Grupul care este alături de noi, grupul Banatica, l-a dorit ca și antrenor și atunci noi de ce să schimbăm sau să alegem un antrenor care nu l-am văzut până acum la lucru. Îl cunoșteam și atunci normal că am fost de acord cu aducerea lui în funcția de antrenor principal. Iar antrenor secund, Sergiu Pașca. Da, Sergiu Pașca este un antrenor care foarte mult timp a lucrat cu echipa MP Sport. Au trecut prin mâinile lui o grămadă de sau multe generații de jucătoare. Cunoaște fenomenul sportiv la această vârstă și atunci de ce nu ne-am gândit și la aducerea lui, mai ales că noi ca și club, așa cum spuneam, avem o colaborare și cu cluburile private din acest oraș. Să spunem că fetele care fac parte acum din echipă nu au început basketul acum, să precizăm acest lucru, au în spate câțiva ani deja de juniorat, să zic așa, la alte cluburi, da? Da, în principal, hai să zicem, jucătoarele mai experimentate, dacă se poate spune așa, da, au început basketul la școala sportivă, fiind jucătoarele CSS Bega. Da, antrenoarei Gavrilă Veronica. Ulterior au plecat din diverse motive, au plecat prin alte părți. Noi, cu crearea acestei echipe, am încercat să le repatriem și alături de celelalte jucătoare, cum spuneam, de la MP Sport și la începutul emisiunii, cu fetele care nu sunt din zona noastră, din arealul nostru, ca să spun așa. Știu că
ați înscris echipa sau o veți înscrie și în liga de basket 3x3? Da, la 3x3 nu există campionat de junioare, există doar liga națională. Avem și acolo un număr de 6 fete. 4 au fost, sunt mai în vârstă, au jucat la școala sportivă. O jucătoare care a participat la acest turneu, dar sub culorile școlii sportive. Deci noi putem să, sau ne dorim să avem o colaborare, cum spuneam, cu toate cluburile și să putem să racolăm sau să luăm ceea ce este bun. Această ligă la basket 3x3 când începe? Nu se știe nimic. Nu se știe. Au fost niște tatonări la nivel de federație, niște întâlniri pe Zoom. Așteptăm să vină căldura și probabil atunci se va demara și acest campionat. Deocamdată nu sunt... Da. Așteptăm să treacă și alegerile, pentru că în aprilie sunt alegeri la Federația Română de Basket și probabil atunci... Se vor ști multe lucruri. Da. Este un sport, să zic așa, nu un sport, sigur, e o versiune de basket care văd că începe să prindă tot mai mult. În România am văzut pe la București niște turnee interesante. Da, avem și, de ce să nu spunem, este singura, sau pe lângă fotbal, nu le legăm de fotbal, singura echipă ce merge la Jocurile Olimpice. Olimpiada la Tokyo. La Jocurile Olimpice de la da, Tokyo. La Olimpiada e una, Jocurile Olimpice e altceva. Da? Deci competiția propriu-zisă se cheamă Jocurile Olimpice. Iar Olimpiada este perioada dintre două Jocuri Olimpice. A, da? Da. Ce interesant. Deci nu se zice ciclu de 4 ani. Dar știți că așa s-a încetățenit. Da, zicem așa, Olimpiada de la Tokyo, de la Rio de Janeiro. Dar e foarte interesant că terminologic asta foarte înseamnă. Foarte interesant că ați precizat acest lucru. Cu siguranță acest termen vine din epoca străveche, antică, grecească, nu? Când existau Jocurile Olimpice. La băieți sau la fete suntem? La fete. La fete. Dacă vorbim despre fete, numai despre fete vorbim. La băieți nu suntem. La băieți nu suntem calificați. La Jocurile Olimpice. Dar la băieți am avut o echipă campioană europeană cu vreo câțiva ani. Da. Chiar și colegul meu de la Universitatea de Vest, Bogdan Popescu, el se va ocupa de echipa de 3x3 a institutului, a făcut parte din acea echipă. Deci este campion european la 3x3 basket. Da, foarte frumos, în condițiile în care, din păcate, basketul masculin românesc nu știu când își va mai reveni. Când estimați că aceste fete ale noastre, când estimați că CSU Politehnica va avea o echipă de senioare în campionatul de senioare? Peste câți ani? Deci dacă am dorit să ne facem de râs, am putea să spunem că la anul. Dacă am dorit să avem o reprezentare cât mai onorabilă și să nu fim ciuca bătăilor, cum se și spune, atunci cred că undeva în 3-4 ani. Da. Înțeleg că în România acum la senioare mai există doar prima ligă și atât? Da. E trist. Câte echipe sunt în prima ligă? 13. 13, da. Și cu asta se termina basketul feminin la senioare în România? Da. Și mai este competiția de Under 20, în care, hai să spunem că e echivalat ca un campionat de tineret, să spunem. Da. De-aia era foarte important și campionatul de Under 23. La Under 23 ești deja la vârsta... A existat și s-a scos? Păi Danziu a fost campioană națională la acel campionat. Nu știu. Da. În 2013 Danziu a fost campioană națională la Under 23. Și s-a desființat această categorie? Ulterior. Iată o bază de selecție extrem de redusă pentru naționala României de basket feminin, de senioare. Și în condițiile în care mai venim și cu jucătoare străine multe, atunci, cum campioana națională Șef și Sfântul Gheorghe are o mulțime. Atunci, într-adevăr, baza de selecție este mică și revenim la ce spuneam. Căutăm din toată zona, nu numai din Timișoara, proiectul Politehnica. Da.
Domnule profesor, pe finalul emisiunii mai avem câteva minute și vreau să discutăm și probleme legate de activitatea dumneavoastră didactică. Sunteți, cum am spus la începutul emisiunii, directorul Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul UPT. În condițiile acestei pandemii, sigur că studenții sunt online. Cum credeți că vor putea ei recupera din punct de vedere, eu știu, motric, fizic, această activitate doar în fața calculatorului? Pe mine mă sperie, sincer, când văd ce se întâmplă cu tânăra generație, de la copii vorbim până la studenți, că nu mai fac săracii, nu sport, nu mai fac mișcare fizică. Activitatea sportivă fiind online nu înseamnă că este redusă total. Ei prin, eu știu, cerințele pe care le au pentru educație fizică trebuie să își justifice această activitate care poate fi făcută prin alergări după, și monitorizată după aplicațiile de pe telefon sau de pe ceas. Sunt înscriși, să știți că avem foarte mulți studenți înscriși la cluburi de aerobic, de fitness, de bodybuilding și... Cum îl avem pe campionul național la floretă, Benjamin Bodo, student în anul 4 la mecanică. Bine, în anul 4 deja nu mai se face la... Nu mai este materia educație fizică și sport. Nu. Primii doi ani sunt obligatorii. E ca și pe vremea când eram eu student la TCM. Da. Singura diferență acum este că toată activitatea sportivă se face individual și nu sub formă de jocuri. Dar sperăm să se ridice odată și barierele pandemice, să spunem așa, și atunci vom putea reveni la fotbal, la basket, la sportul de echipă. Mai ales că departamentul pe care îl conduceți are profesori specializați pe mai multe ramuri sportive și chiar v-aș ruga să le, măcar o dată la un an de zile, să le dăm numele. Numele ramurilor? Nu, și al profesorilor și al ramurilor. Păi, momentan, la educație fizică sunt 9 ramuri sportive. Aici vorbesc de aerobic, de fitness, de culturism, de înot, fotbal, basket, jogging. Atletism? Da, sub formă de jogging. Pe stadion. Da. Iar colegii mei din partea de atletism, familia Chirilă, Mariana și cu Daniel, i-ați avut invitații aici, mai ales pe el, pe ea, încă o așteptăm, pentru că nu trebuie să uităm, este cea mai titrată, cel mai titrat cadru didactic din departament. Și când spun, mă refer la rezultatele sportive. Ca să fii, eu știu, campion național de peste 10 ori sau campion balcanic sau vicecampion mondial, nu este de aici de acolo. Vicecampioană mondială, doamna Chirilă. Da. Și atunci, vedeți că mai am multe de învățat. Știți cum e, ca să fii campion mondial și la mâncat sarmale, ești cineva, nu... Da. Așa, în continuare? La basket mai avem pe fica domnului profesor Ladislau Bachner, fost antrenor. Celebrul fost antrenor Bachner. Gabriela Bachner, numele ei. Mai pe parte de pregătire fizică mai avem pe Sărândan Sorin, de asemenea o cunoștință de-a dumneavoastră. Da. Ciorsac Alecu, fost preparator fizic la echipa de fotbal Mihai Alexandru, dacă tot vorbim de preparatori fizici. Alin Molcuț, care e specializat pe fotbal. Da, deci cam ăștia. Mai la aerobic spuneam și la înot doamna profesoară Varga Mihaela. Mai avem la fotbal feminin, că tot este în... Alex Sabo. Da, un departament foarte bine pregătit și cu oameni extraordinari, pe marea majoritate, evident că îi cunosc. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Și eu vă doresc succes în toate activitățile, să... Cine știe, poate câștigăm și titlul național la junioare, Under 18. Eu spun asta ca nespecialist în basket. Ne dorim. Mulțumesc frumos. Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului.